Lecție inedită pentru preșcolarii de la grădinița Scufița Roșie din Ploiești. Pidice au mers la grădina botanică Bucov la vânătoare de comori. Totul s-a întâmplat în cadrul Comisiei Județene Metodice Step by Step într-o activitate de tipul outdoor. Încercăm să promovăm acest tip de activitate pentru că aplicăm la grupe alternativa educațională Step by Step, care pune accent pe implicarea copilului. Educația este centrată pe copil, pe implicarea familiei, iar procesul de învățare este unul activ prin descoperire. Această alternativă presupune centrarea pe copil, pe nevoile acestuia. Practic, relațiile dintre copii și relațiile dintre copii și educatoare sunt, să le spunem, democratizate, își spun pe numele mic, au mai multe centre, să zicem, de activități în care își desfășoară activitatea atunci când consideră necesar. La activitatea au participat mai multe cadre didactice din grădinițele care au alternativa Step by Step, iar organizatorii au avut și un invitat din Islanda, un specialist în activități de tipul outdoor, pentru a le împărtăși din experiența lui. And I'm here on a one-week visit. Sunt aici în vizită pentru o săptămână unde o să studiez ce se practică în instituțiile de învățământ. O să mă întâlnesc cu colegii mei și o să-i învăț să desfășoare activități de tipul outdoor ca în Islanda. Mai întâi copiii au explorat grădina botanică. A urmat apoi traseul numit de educatoare Hai la drum, dragi călători, la vânătoare de comori, nu înainte de întâlnirea piticilor cu ursul și vulpea. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua tuturor! Ce de frumoasă lumea dumneavoastră! Vai! Ce sunt voi? Ce sunteți voi? Ce sunteți? Ia să vedeți, voi cine suntem noi? Cine suntem? Ce suntem noi, ursul și vulpea? Ce suntem? Este o activitate care oferă posibilitatea contactului direct al preșcolarului cu natura, dezvoltă spiritul de echipă, de cooperare, inițiativa, încrederea. Natura oferă provocări care facilitează procesul învățării. Pornim noi într-o vânătoare de comori împreună? Da! Ia uite, dacă vreți să pornim împreună într-o vânătoare de comori, trebuie să facem anumite lucruri, da? Da! Bun! Suntem echipați? Da! De călătorie suntem echipați, dar trebuie să ne pregătim și corpul, nu-i așa? Da! Cei mici au făcut câteva exerciții de înviorare, s-au împărțit în două grupe, conduse de urs și vulpe, și au pornit în căutarea comorilor ascunse.